Meme Stoica, salut, bună salut. Ziua, Bogdan Cosmescu, salut. Meme, cum e cu North Zealand? Că avem, o să avem graficul tragerii la sorți. Până, la, no- până, până la, la North Zealand e Sofia, care câștigă la foc automat în Bulgaria și... Două etape și la Bulgaria. E foarte... Da, două etape, două victorii. Și ei și ceilalți. În schimb, Ludogoreț a pierdut un meci. Împotriva unui nou promovat. Dar era acolo, pierduse în deplasare. Au întors 4-0, au jucat cu rezervelor. Da, așa. Da. Cum e? Cum sunteți voi? Că totuși ați început bine și mă gândeam față de anii precedenți, sau să zice față de anul trecut, n-ați început la fel de bine. Dar în campionat bine, două meciuri. Dar și ca joc, și ca ritm, și ca că victoriile sunt victorii, depinde și cum. Da. Bine. Dacă am discutat de primele jumătăți ale meciurilor, da, foarte bine chiar, foarte bine. Da. Peste așteptări. Dacă discutăm de cele... Nu pot să spun repriza a doua. Nu pot să spun repriza, că nu există. Repriza a doua este o prostie. Nu pot să spun repriza a doua. E repriză. Și dacă discutăm de reprize... De reprize n-am fost bine. După schimbări n-am fost bine nici la un meci. E de precizat. Acum, la tragerea de la sorți de astăzi aveam patru variante super accesibile și una dificilă. S-a prins cea dificilă. Cât e procentual? S-a prins 20%. 80% era bine. Da. Vorbim teoretic, pur teoretic. Da. Pentru că totuși North Zealand este o echipă care și-a permis să cumpere unul dintre titularii lui Mainz. Mă rog, nu titular meci de meci, dar a dat 3 milioane pe titularul lui Mainz. Un jucător care a marcat 10 goluri în România Bundesliga. În România e o echipă care a dat vreodată 3 milioane pe un jucător, nu cred, nu? Nu. În România nu s-a cumpărat un jucător deci cu 3 milioane. E clar că e o echipă foarte bună. Am fi vrut măcar ca jocul retur să fie acasă. Să fie acasă ca să putem juca pe arena. Nu este. Este în deplasare. Am fi vrut să jucăm pe un teren normal. Nu e putem juca pe teren normal pentru că nu înțeleg cum UEFA permite echipelor din nord să joace pe sintetic. Dar nu sunt sintetice cum de ultimă generație, sunt niște porcării. Nu e mixul ăla. Da. Nu sunt sintetice 100%. Dar până atunci avem meci. Dar jucați din 3 zile, orice cu, ar fi. Bulgarii. Dacă și e. Problema e în felul următor. Din cauza concediilor, e foarte greu să găsești un charter. Am găsit un charter, dar plecarea este foarte devreme și întoarcerea foarte târziu. Adică mâine deci noi, practic, noaptea asta o să fie foarte scurtă pentru noi, că plecăm mâine dimineață la prima oră. Noaptea de după meci va fi aproape albă, pentru că ne întoarcem spre dimineață în după țară, meci. După care plecăm vineri la Galați, într-o deplasare cu autocarul. N-ai cum asta. Problema e, alta este că joi, dacă am fi jucat în Bulgaria, temperaturile erau cu 10 grade sub cele de miercuri. Și în România la fel. Și în România la fel. Dar cred că ar fost furtună mea, cred că ploua. Nu are cum să scadă, nu știu ce cum să scade. Ceva scade. De așa, dar la sine? Da, da. Nu, plouă în mafie, da. Apoi, deci noi am fi vrut măcar deplasări pe care să le putem face cu avionul în țară. Nu, le facem doar cu autocarul. E o altă problemă că North Zealand începe sezonul și va avea 3 meciuri în picioare la săptămână. Noi vom juca din 3 în 3 zile, dar să trecem de Bulgaria. Și cu asta am terminat capitolul. Ceva. De ce nu mergeți cu autocarul la Sofia dacă e așa complicat cu avionul? Problema, cât faci? 5 ore, cât faci? Nu, faci 6 ore și este extrem la de... La vamă, nu știi cât de... stai. Păi te-am, vii cu poante mergător, te duci glonț. Cu tot cu antemergător, faci 6 ore până la, cu autocarul. Păi și tu cu avionul, dacă faci oricum 3 ore. Cu avionul este, cu avionul faci tu 3 ore, dar te miști. Da. Te miști, stai în avion o oră. Da. Când și te întorci de acolo 6 ore după meci. Și după aceea să pleci la Galați încă 3 ore jumate, nu e chiar așa ușor. Asta. Ideea e că e clar că vom face foarte multe schimbări, toate care cred eu că ne vor fi permise. Acum una e clară. În ce sens schimbări? Djokovic schimbări, turnover. O să jucăm în cupele europene cu echipă, cu ce putem să schimbăm.
Djokovic este suspendat primul meci pentru că a luat roșu la meciul cu Young Boys Berna, dacă țineți minte. Bine că și... știați voi sau el. Da, nu știa el. UEFA? Nu, el credea, nu ne anunță UEFA. Știi ce era să pățească CFR Cluj din cauza asta? Pe vreme, păi da, pentru că nu l-a trecut pe Maftei pe listă. Noi l-am trecut pe listă. Noi l-am trecut pe listă. El și acum crede că nu e suspendat, dar e suspendat pentru că el n-a fost la o echipă care să joace în cupele europene și să figureze. Să fi trecut pe listă? Da. Asta e detaliu foarte important. Da. Deci Djokovic nu joacă meciul de mâine. Djokovic nu joacă, va juca la Galați. Da. Și la retur poate să joace. Dacă are o etapă, da, deocamdată nu s-a comunicat. Eu chiar vorbisem cu Marius Bilașco mai devreme. Teoretic ar trebui să fie o singură etapă. Cum a fost etapa? Adică a luat două galbene? Nu, a luat roșu direct pentru că i-a spus arbitrului ești zero. Nu are cum să fie o etapă. Ba da, are cum să fie o etapă. O etapă a luat cor de anul trecut, tot cu roșu poate, direct. Depinde de ce fel de roșu de ce... ești. Adică de ce i-a zis roșu? Arbitrului ești zero. Ce știi ce a scris și arbitrul în foaie? O singură etapă? Poftim? Am făcut adresă la UEFA și o să aflăm, pentru că UEFA n-a anunțat, că nu anunță de regulă... Anunță ziua meciului. Nu știu când anunță. Nu, e suspendat. Bine, joacă la Galați. Poftim? Joacă la Galați, zic. Joacă la Galați, da. Clar suntem favoriți în dubla cu bulgarii. Dacă mergem mai departe, nu vom fi favoriți la meciul cu Nord-Zeeland, dar poate asta ne ajută. Că toate sunt împotriva noastră și când toate sunt împotriva ta, ceva se întâmplă, ceva și se întâmplă și de bine. Ceva se întâmplă, da, trebuie urma să ta, când spuneai înainte, până la urmă, pe bună dreptate, stai strâmb și judești drept. Dacă nu treci de Nord-Zeeland, mai e un tur după aia. Da, e play-off-ul și dacă nu treci de Nord-Zeeland, ce să cauți? E corect și cinstit. Da. Totuși, parcă ar fi fost mai bine să joci la Târnava la doi pași. Mă rog, asta este, nu contează. Da, a fost tragerea la sorți pe undeva cu ghinion din... Vorbeam aseară în emisiune că nu există ghinion sau noroc la tragerea la sorți. Dacă mergi mai departe, înseamnă că ai avut șansa la tragerea la sorți. Dacă nu mergi mai departe, ai avut. Și noroc. Lincoln și Flora Tallinn au aflat uluit. Că nu sunt, sunt direct în turul 3. Da, au fost trase la eliminate în care turul 3 și turul 2 nu joacă. Asta nu-i noroc ăsta. Nu fac oamenii niște... Da, deci asta este ceva, nu mi-am venit să cred. Cum aia două? Deci e uluitor. Cum sunt bulgarii ăștia? Asta deci este echipa lor mai slabă. Între cele două, că și acolo... O echipă cu foarte mulți jucători schimbați față de campionatul trecut. Cu mulți jucători noi. Avea un jucător care era golghetul echipei, Ciocev, care s-a accidentat și din informațiile pe care le avem noi nu va juca nici în tur, nici în retur. Elias Caralambus i-a văzut pe viu săptămâna trecută când au jucat cu Levski. Sunt o echipă pe care trebuie să o eliminăm. Adică prinde play-off în România? Nu. Nu prinde play-off în România. În mod, da, așa. Sigur, cupele europene sunt competiții separate, cu altă încărcătură, dar eu cred că... Nu știu, la cum arătați voi acum și cu echipă, unde se joacă meciul de acasă? Că pe Arena Națională nu se poate juca, dacă e turul. Mă refer la meciul eventual cu Nord-Zeeland, că cu TSK jucați. Cu TSK jucăm pe arc, fără spectatori. Și cu Nord-Zeeland? Cu Nord-Zeeland am făcut astăzi adresă, chiar dacă nu știm că ne calificăm, am făcut adresă în Ghencea. Și cu ce noi așteptăm deocamdată răspunsul CSEA-ului referitor la partida cu CFR. Cu CFR care vine se va juca pe 6 înainte de meciul cu eventualul meci împotriva danesilor. Adică meciul cu CFR Cluj este practic între tur și retur cu... Nu, este după meciul cu TSK. Exact. Și înainte de turul cu Nord-Zeeland. Ați avea două meciuri acasă. Da. Campionat și... Exact. Da, interesant. Cum vezi celelalte adversare? Că bănuiesc că te-ai uitat la celelalte posibile adversare. Că mai întâi să precizăm echipele noastre trebuie să treacă. Că nu știu celelalte... Bun, Farul, dacă trece de această echipă din... Armenia, în sfârșit, că e pe traseul campionilor, a picat cu Flora Tallinn. A picat. Eu cred că echipele noastre trebuie să se califice ca cred să ajungă. Cred că toate echipele, dacă merg mai departe, întâlnesc adversari mai slabi decât întâlnesc în turul 2. Mă îndoiesc că Aktobe e mai slabă decât TSK Sofia. Mă îndoiesc. Kazahstanul merge foarte bine, au super echipe. Mă îndoiesc. Eu cred că e mai slab. Eu nu cred, dar mă rog, nu contează.
Da, oricum diferențele sunt mici. Să treacă actobe de cutare. Bine, iarăși nu știu dacă Osijek sunt mai Flora Tallinn, care este o echipă slabă, nu știu ce e cu... Bă, Turcia sunt azi, sunt curios, nu știu ce... Urartu asta, nu știu ce e cu ea, dar Flora Tallinn... Acum, știi, noi vorbim, când cineva spune chestiile astea, eu îi spun, băi, terminați-o cu diletantismul ăsta, că... Dar noi nu le știm, nu le vedem. Noi nu... După nume. Eu nu le-am văzut jucând și vorbesc. Așa este. După ce pare, dacă... Avem exemplu bun, dacă vreți, cu Sheriff Tiraspol, care a schimbat o echipă întreagă. Da. Nu știam nimic despre Sheriff Tiraspol, nu știam nimic despre ei, mulți africani, și am văzut ce fotbal joacă. Adică te poți trezi. Nu, că e niciun fel de fotbal. Nici eu nu zic că joacă. Foarte bun. Nu așa de fotbal bun. Nu știu, foarte slab. Nici mie nu mi s-a părut. A jucat fotbal foarte bun. Nu, asta e părerea mea. Poate că a jucat fotbal foarte bun. Nici mie nu mi s-a părut o echipă de luat în seamă. Adică eu cred că n-au șanse foarte mari cu Maccabi Haifa. Să vedem. Șanse foarte mari. Maccabi Haifa le dă cu terenul în cap. Așa cred și eu. Echipă de fotbal Maccabi Haifa. Nu știu, dar nu. Pe era următorul adversar al Farului, dacă trebuie. Mi s-a părut o echipă cu niște jucători, să zicem că aia de atac, cu ceva calități, dar care jucau individual, nu arătau ca o echipă sub nicio formă. Doar că au în prelungiri s-a făcut diferența.